Frații de cupă Adelina Maria Boțu în vârstă de 8 ani și frățiorul ei David Ionuț Boțu de 6 ani sunt doi frați care practică același sport și anume kickboxing, antrenați de Dănuț Hurduc și câștigă orice competiție la care participă. Adelina Maria Boțu, elevă la școala gimnazială George Tutoveanu din Bârlad, un copil competitiv la cei 8 ani ai săi, a surprins plăcut la orice competiție de kickboxing a participat. Membra clubului sportiv Scorpions, Adelina Boțu, în doar un an de când se antrenează cu Dănuț Hurduc, antrenor de performanță la acest club, a reușit să bată toți băieții concurenți cu ea. Adelinei s-a alăturat în competiția Cupa Scorpions Bârlad și frățiorul ei, David Ionuț Boțu, de 6 ani, și el practică același sport ca sora sa. Și deși este la clasa pregătitoare, David a câștigat și el Cupa Scorpions ca și Adelina, fiecare la categoria sa de vârstă. Doi frați care practică același sport, antrenați de același antrenor Dănuț Hurduc, câștigă orice competiție la care participă. Conform vremea9.ro. Tot ceea ce pot să spun că sunt o mămică extrem de mândră și de fericită. David Leuțu, la doar 6 ani, a câștigat cele 5 competiții. De fiecare dată când mergem la competiții, mergem cu un vibe bun să aducem acasă cupa. Adelina Tânculețu este cuprinsă de emoții de fiecare dată, dar de fiecare dată fetița știe să cuprinde la fiecare competiție. Noi suntem mândri că suntem la cel mai bun antrenor din Bârlad, Dănuț Hurduc. Recent a avut loc prima ediție a Cupei Scorpions Bârlad, unde au participat peste 400 de sportivi, dintre care 40 din Republica Moldova, iar restul de la mai multe cluburi din țară. Clubul Scorpions a fost reprezentat de 60 de sportivi, majoritatea reușind să câștige meciurile. Printre ei, doi frați juniori, Adelina și David Boțu, ambii de la școala gimnazială George Tutoveanu din Bârlad. Sportul educă, sportul te disciplinează, sportul îți oferă încredere în tine. Aceasta este deviza care a atras-o pe Adelina și pe fratele ei David, care de un an practică acest sport ce este aproape exclusiv, practicat doar de băieți, nu și de fete, kickbox. A devenit în cel mai scurt timp un leuț în lupte, câștigând ca și sora lui în doar un an câte 5 cupe fiecare. La Cupa Scorpions Bârlad, ambii au luat Cupa Scorpions la categoria de vârstă. Adelina, o ambițioasă și jumătate, a avut înaintea luptelor 2 episoade vomitive din cauza emoțiilor, dar s-a mobilizat exemplar și a spus: "Nu vine nimeni la mine acasă să-mi ia cupa din față." Și nu i-a luat-o nimeni. Adelina a câștigat toate luptele, iar David i-a urmat exemplul și a câștigat și el Cupa Scorpions, astfel că cei doi frați Boțu s-au numărat printre cei mai buni sportivi ai clubului Scorpions din Bârlad. Și nu i-a luat-o nimeni, Adelina a câștigat toate luptele, iar David i-a urmat exemplul și a câștigat și el Cupa Scorpions, astfel că cei doi frați Boțu s-au numărat printre cei mai buni sportivi ai clubului Scorpions din Bârlad. Conform vremea9.ro.